Vreau să aduc două imagini despre Dumnezeu, două lucruri pe care poate nu le băgăm în seamă prea mult. Și primul este intransigența lui Dumnezeu, intransigența, severitatea lui. La o nuntă, 10 fecioare nu mai au lumină. Se duc și întârzie. Mie pilda asta îmi place, pentru că eu de obicei la nuntă nu suport în România când văd oameni, vin la nuntă, dar ei nu vin la program, vin la masă, când vor ei. Mi-a spus eu la nuntă, eu dacă ar fi după mine, asta aș face, exact asta aș face și eu. S-a făcut ora 10, închid ușa, bați la ușă, nu mai vin. Asta e, de ce întârzii? De ce nu vii la timp? Ce aștepți? Vedem aici un om foarte intransigent. Avem scuze, știi, ne-am dus, nu ne-a ajuns, ne-am dus, era închis, ne-am dus în altă parte. Orice scuză se invocă, nu este ascultată. Ele bat la ușă, te rog, iartă-ne, uite, tocmai am plecat, am venit, am rămas, știi, s-a întâmplat. Intransigență. Ușa s-a încuiat, s-a terminat. Noi avem o imagine, cum se spunea, deformată despre Dumnezeu. O, Dumnezeu e bun, iartă, Domnul primește așa, e bine și așa. Românii, noi români avem o vorbă și nu numai vorbă, asta e atitudinea noastră generală. Merge așa, ască merge așa, cât e nouă, ajung la 10, merge așa. Uite că nu merge așa, la Dumnezeu nu merge așa. Dumnezeu este intransigent. Ai întârziat foarte bine. Afară. Cum? Pentru atâta lucru că am întârziat? Că am venit mai târziu? Că n-am avut asta suficient? Că ele au venit, s-au dus, s-au cumpărat și s-au întors. Ele au rezolvat problema. Numai că între timp a venit Mirele, s-a închis ușa. Au venit prea târziu. Și am spus, ne pare rău. Intransigență. Nu discutăm. Vorbim de principii nenegociabile. Nu mai discutăm despre asta. Nu mai negociem. Nu-mi trebuie scuze. Ești, ești, nu ești, nu ești, afară, punct. Intransigență. Mergem în a doua pildă, pilda talanților, același lucru. E, bine, l-ai pus în pământ, măcar bine că îmi recuperez, măcar bine că nu l-ai furat, bine că n-ai făcut altceva, măcar că-mi iau bani înapoi așa cum este. Nu, intransigență. Luați-l și aruncați-l afară, nu discutăm. Are loc judecata, vine judecătorul, desparte, așa cum desparte păstorul oile de capre și oameni care au făcut ceva și oameni care n-au făcut nimic. Nu-i mare lucru. Ai văzut pe un flământ? E, lasă. Din pâinea ta nu-ți ajunge nici ție. Salarul tău n-ai tu nici pentru tine. De unde să mai dai și altora? Haine, n-ai nici tu cât trebuie. De unde să dai? Și tot așa, n-ai fost în temniță, las că așa-i trebuie, ce-ți cauți tu acolo? La bolnav, ce? L-a pedepsit Dumnezeu. Ce știu ce motive? Orice motive ai invoca, oricum un lucru e clar. Dumnezeu este intransigent cu păcatul și va veni o vreme când, și aici e vorba de judecata viitoare, de un timp în care Dumnezeu va fi intransigent. Cartea Eclesiastul ne arată ceva, pentru faptul că Dumnezeu nu aduce judecata acum deodată, adică Dumnezeu acum nu este așa de intransigent, că n-ai făcut asta și gata, te-a lovit, ți-a dat în cap. Nu, Dumnezeu te lasă. Ei, permisivitatea aceasta lui Dumnezeu este privită de unii ca și cum Dumnezeu e de acord cu asta, Dumnezeu nu are nimic, ok, merge și așa, e bine că ai venit la biserică, ai întârziat, n-are nicio problemă. Nu faci nimic, nu te implici cu nimic, da, bine că ai venit, ești și tu aici la număr, la grămadă. Pe sărac, nu, pe flământ, nu, pe cel în temniță, nu, pe cel bolnav, nu, nicăieri, nu, dar las că merge și așa. Nu faci nimic, talentul l-ascunzi în pământ și pentru faptul că acum Dumnezeu încă este permisiv, adică încă îți permite, e o îndelungă răbdare. Biblia vorbește despre o îndelungă răbdare a lui Dumnezeu care era în așteptare în zilele lui Noe. Și aceeași îndelungă răbdare este în așteptare și cu noi. Faptul că Dumnezeu ți-a permis azi, ți-a permis ieri, ți-a permis ani la rândul. Vreau să lucrul acesta să nu creeze în tine ideea, imaginea, că Dumnezeu va fi și în veșnicie la fel. Nu,
în veșnicie. Asta trebuie să fie clar. În ziua judecății, când ușa se va închide, nu va mai fi permisivitate. Las că merge și așa, e bine, bine că ai venit. Acum ați rezolvat problema, ați întârziat, dar ați ajuns și voi, v-ați preocupat, cât de cât, las că e bine. Nu, va fi intransigent. Pentru că noi avem imaginea unui Dumnezeu bun, unui Dumnezeu care iartă, unui Dumnezeu care mântuiește, un Dumnezeu care trece cu vederea. Dar astea sunt valabile acum, că acum e un timp pe care noi îl numim har. Da, Dumnezeu îți permite. Dumnezeu nu te pedepsește imediat. Dar faptul că nu te pedepsește imediat nu înseamnă că El nu te va pedepsi niciodată. Va veni o zi când El va cere socoteală. Va face conturile cu tine. Imediat va intra în conturile tale toți banii care ți-au intrat ție în viață cândva în buzunar. El va spune, vină încoace, că discutăm despre ei. Că tot ai cântat, că eu n-am ce-ți da. Și El va spune, stai puțin, că vedem noi cât ți-am dat. N-ai avut timp, stai că numărăm noi toate zilele tale, numărăm minutele tale, numărăm totul despre tine și să vedem noi cum de nu ai avut timp. Ai fost foarte ocupat. Ia să vedem noi câte zile ai avut, câte minute ai pierdut pe Facebook și pe toate. Și să vedem noi când ți le pune toate în față, n-ai avut timp, tu ai fost foarte ocupat. Și Dumnezeu va fi intransigent. Adică nu va trece cu vedere absolut nimic, nu va spune, lasă că e bine așa. Pe de altă parte, există o altă imagine și anume aceea a mărinimiei, a bunătății lui Dumnezeu. Pentru că aici avem două categorii de oameni. Categoria celor fecioarele care au întârziat, care au neglijat, robul viclean și leneș care n-a făcut nimic și oamenii care nu s-au implicat în nimic. Oamenii care merg în iad, în întunericul de afară, care merg afară. Dar avem și cealaltă categorie. Avem fecioarele înțelepte care merg la nuntă, se bucură. Cea mai mare bucurie la nuntă și acolo este sărbătoare, acolo este binecuvântare, acolo este bucurie. Avem cei doi robi care au lucrat cu talanții și li se spune, intră în bucuria stăpânului tău și li se spune cu alte cuvinte, talanții ăștia pentru care ai lucrat tu, uite, mie nu-mi trebuie. Pentru că celălalt a avut o imagine deformată despre mine, a crezut că eu vreau, că... Nu, sunt ai tăi. Vedeți că la urmă li se spune, dați-i celui ce are. Deci, vedeți cum se pune problema, cei 10 talanți, stăpânul a spus, eu n-am nevoie de ei, mie nu-mi trebuie, sunt ai tăi, dați-i celui ce are. Tu ai lucrat pentru tine. Și vedem dintr-o dată mărinimia lui, generozitatea lui, bunătatea lui. Vedem la fel. Se întreabă oamenii aceștia, Doamne, dar când te-am văzut noi gol și te-am îmbrăcat? Când am fost? Avem o problemă. Dacă cineva este bine văzut, dacă ar veni cineva de care îți place, dacă vine cineva care te-ar ajuta, așa suntem noi oamenii. Dacă... În seara asta ce s-ar spune, știi, e aici un frate nou, ni s-a întâmplat de foarte multe ori, când, mai ales când eram la Roma, nu aveam condiții prea bune, veneau foarte mulți, n-aveau unde să stea și veneau oameni la biserică. Și la urmă anunțam, este cineva, a venit cineva amărât de pe drum, de unde a venit, e cineva să-l găzduiască? Vine un amărât ăsta, îți dai seama, dacă n-are unde, n-are bani, n-are nimic, n-are cu ce să te ajute, cine să-l ia? Nu le ia nimeni, toți pleacă, rămâne păstorul, las că el ia acasă pe toți. Și mi s-a întâmplat de N și N ori situații de genul acesta. Ei, dar dacă vine o vedetă, dacă vine un milionar care spune, știi ce, aici nu mă duc la hotel, mă duc și eu într-o familie, dau și eu $1,000 sau ajut și eu, poate împrumut pe cineva, poate ajut pe cineva, ce ziceți, se găsesc gazde? Oho, și cum? Ei, Iisus asta scoate în evidență în cei mai neînsemnați, când i-ați ajutat pe cei care erau priviți ca niște oameni care nu pot să-ți întoarcă, nu pot să te ajute, nu pot să facă nimic pentru tine. Eu mă rog în ziua aceasta, în primul rând, Dumnezeu să ne deschidă ochii, să vedem că e nevoie de implicare, să ne implicăm, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Acesta a fost sensul, scopul conferinței. Aceasta este durerea pe care o purtăm adeseori, pe care eu personal o port, să văd că
nu-ți ajung 24 de ore dintr-o zi și alții nu sunt stare să dăruiască un minut pentru ceva bun. Când tu te cheltui și tu te dăruiești și tu dedici și vezi oameni lângă tine, vezi o echipă care face ceva și alții absolut nimic, nimic și nimic și nimic. Dacă se poate să mai arunce și cu pietre. Dacă se mai poate să mai împroaște și cu noroi, să critique sau să mai facă și altele. Mi-aș dori ca toată biserica să fie implicată. Mi-aș dori ca toate familiile să fie implicate. Sunt atâtea domenii, sunt atâtea lucrări în care ne putem implica. Și e nevoie, pentru că acesta este mandatul nostru. Cred că de asta Dumnezeu ne-a îngăduit încă să fim în lumea aceasta, să trăim încă. Eu cred că de asta ne-a dăruit Dumnezeu resurse, ne-a dăruit bani ca să ne implicăm. De asta ne-a dăruit Dumnezeu mașini ca să ne implicăm. De asta ne-a dăruit Dumnezeu case ca să ne implicăm. De asta ne-a dăruit Dumnezeu haine ca să ne implicăm cu ele. Cu tot ce ai, cu ce ai tu, nu-ți trebuie milioane, nu trebuie să ai milioane ca să faci ceva, că am găsit mulți generoși din aceștia, am o afacere, dacă crește afacerea asta, când o să am eu milioanele, atunci să vezi cum o să sprijin eu, să vezi cât o să dăruiesc eu, nu-ți trebuie mult, ai două haine, dă o haină și e suficient, te-ai implicat. Implică, dăruiește timpul, n-ai nici asta, foarte bine, du-te până la spital, stai de vorbă cu cineva, atât. Vizitează pe cineva. E ușor să critici. A, ajuns în temniță, ce a făcut, să vezi, să te duci lângă el, să-l vizitezi, să-l încurajezi. Maestru iertare. Vedeți că merge în temniță pentru, mai ales pentru vremea de atunci. Îți trebuie un caracter de om care nu judică, care nu critică, care nu dă cu piciorul, care se pune lângă om, plâng lângă tine, îmi pare rău, ai făcut. Nu înseamnă că închidem ochii, că nu te laud că ai făcut bine, dar măcar sunt lângă tine, te încurajez, hai că o să treacă timpul, îți pășești pedeapsa și va fi din nou bine, te vei recupera într-o zi. Asta înseamnă să te implici, să dăruiești ceva, să fii activ, să fii implicat, să fii în mâna lui Dumnezeu ca o unealtă pe care Dumnezeu, pentru că El prin noi lucrează, așa cum stăpânul acela și-a folosit robii. El a plecat, dar a lăsat totul robilor. Fraților, Dumnezeu ne-a încredințat avuția. Dumnezeu ne-a încredințat avuția Lui. Timpul, numit viață, pe care îl împărțim în secunde, în minute, în ore, în zile, în săptămâni, în luni, în ani, timpul ne-l-a încredințat nouă. Banii, resursele financiare, resursele economice, ni le-a încredințat. Și noi trăim viața asta. Însă vine o zi când se va cere socoteala. Și bine ar fi să înțelegem că atunci când ni se va cere socoteala, Dumnezeu va fi intransigent. Intransigent. Va fi o judecată dreaptă. Dumnezeu va răsplăti exact, după fapte. Va cântări totul. Știți cum era talentul? Talentul 36 de kilograme de aur, era cam un talent, talentul regal, imperial. Știți cum e cu aurul? Știți cum se vinde aurul? Aurul nu se vinde la kilogram. Știi că mai merge, mai pune, nu? La gram. La gram. Pentru că un gram de aur costă. Și cine lucrează, cine operează cu aurul, operează la gram. Tu abia îl vezi și el spune acolo, vezi câteva fărâmituri acolo. Ei, pentru el are valoare asta. Nu îi spui, ai, e gram, pune acolo. Nu, nu, la gram. Pentru că stăpânul este intransigent. El este sever. Dar în același timp, și îmi place asta ce spune Psalmul 18, cu cel bun, tu te arăți bun, dar cu cel stricat, tu te porți după stricăciunea lui. De asta sunt cele două imagini ale lui Dumnezeu. De care trebuie să ținem cont și trebuie să ne întrebăm cum va fi cu noi. Dumnezeu să ne cerceteze, Dumnezeu să ne ajute ca în urma acestei conferințe, în urma acestui mesaj, aș vrea să ne implicăm mai mult, să ne pese mai mult de lucrarea la care Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare în parte. Biserica are atâtea proiecte, proiecte frumoase în care ne-am implicat și ne implicăm, dar ce observ este că încă sunt prea puțini
constat ca și Domnul Iisus altădată, mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Puțini sunt lucrătorii. Și rugăciunea mea în această seară este o rugăciune ca Domnul să scoată lucrători la secerișul Lui. De unde să-i scoată? Eu cred că de aici, din biserică, Dumnezeu poate să-i scoată. Oameni care să fie atinși de cuvântul lui Dumnezeu și să spună, Doamne, vreau să mă implic și eu. Vreau în secerișul ăsta să fiu și eu parte, să transpir și eu puțin, să mă duc și eu puțin, să ajut și eu puțin, să fac și eu ceva pentru tine, să pot să mă dăruiesc, să pot să mă dedic, pentru că, da, s-ar putea ca în mintea ta tu să predici mai bine, tu să faci mai bine multe lucruri, dacă nu le faci, nu te ajută la nimic. S-ar putea că critici, e mai bine să te implici și să faci ceva. Mă rog ca Domnul să scoate lucrători la lucru.